Steaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață, cu o întârziere de 2 minute, dar se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta, că suntem în direct, nu suntem cu emisiuni înregistrate și aranjate. Astăzi, ca să nu mai pierdem vremea, invitat în emisiune domnul Iulian Bulaico, președinte USR Plus Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc de invitație, bine v-am găsit dimineața tuturor celor care ne urmăresc. Domnul Bulai, astăzi, pentru că, să spunem așa, suntem între două lucruri interesante, era să spun două lucruri rele, ele sunt bune până la urmă, între alegerile locale și cele parlamentare, și dumneavoastră este copreședintele unui partid care deja Neamț și arată rezultatele de la locale, are un cuvânt din ce în ce, în ce mai greu de spus. Aș vrea să pornim cu discuția de la locale spre parlamentare. Deci, zilele trecute, cred că ați marcat premiera în Neamț, nu? Primul primar USR. Exact. Care a depus jurământul. Care a depus jurământul la Tazlău. Și al doilea primar va fi sâmbătă, Florin Vârgă la Săbăoani. Deci, iată că am marcat primul lucru. Haideți să vedem. Sunteți mulțumit de ce s-a întâmplat la locale? Ca rezultate, ca modalitate de desfășurare a alegerilor și pornind de la ceea ce, de la targetul pe care vi l-ați stabilit. Suntem foarte mulțumiți pentru că plecând de la zero consilieri locali, plecând de la zero primari, zero consilieri județeni și mai departe toate funcțiile care pot surveni în urma alegerilor interne în cadrul unui consiliu local sau cel județean, noi suntem absolut câștigătorii acestei curse electorale. Să pleci cu mâinile curate, cu resurse minime, cu bani pe care îi poți justifica, cu oameni în proporție de 90-95% noi în politică și să ajungi să contezi la masa negocierilor, să ai doi primari în două comune importante din județul Neamț. Una cea mai mare din județ și foarte mare la nivelul întregii Moldove. Este un lucru foarte mare și nu este meritul în exclusivitate al meu, este meritul unei întregi echipe care a lucrat atât de la USR cât și de la Plus pentru rezultatul de la locale și o constanță în munca din ultimii 4 ani. Consider că acest rezultat bun pe care l-am avut la Neamț este munca, efortul echipei de dezvoltare și de extindere din partea USR în tot județul și este un ecou al angajamentului și al activității pe care noi parlamentarii USR am avut-o în Parlamentul României. Ce am realizat acolo, la nivel macro, va trebui să realizeze fiecare consilier și primarii la nivel micro. Întâi, prin a vedea ce nu funcționează în comunitatea respectivă, a crea majorități funcționale și apoi a construi. Am încredere că acest lucru se va continua. Dumneavoastră ați început foarte frumos emisiunea de astăzi prin a prezenta perioada intermediară în care ne aflăm. Ne aflăm între locale și alegerile parlamentare, ultimele alegeri pe următorii 4 ani, dacă nu mai intervin alte referendumuri sau alte propuneri de vot național. Ce s-ar putea să fie și propuneri de vot local? S-ar putea să fie și propuneri de vot local, bineînțeles. Dar se pot întâmpla lucruri. Se pot întâmpla, bineînțeles, foarte multe lucruri, revocări din funcție, schimbări ale Constituției, nu știm. Viitorul ne poate rezerva multe, iar Constituția permite alegeri, chiar dacă ele nu sunt planificate în mod regulat. Ce vreau să spun este că suntem într-o perioadă intermediară care ne permite nouă să facem o analiză. De unde am plecat? Unde vrem să ajungem? Trebuie să ne sedimentăm în perioada aceasta așteptările și să construim pe programul de guvernare, iar acele două localități unde noi am câștigat vor trebui să devină etalonul de care am vorbit la dumneavoastră în emisiune. Dumneavoastră stăteați aici și eu stăteam acolo împreună cu colegii mei, Marius și Florin.
despre cum ar trebui să fie, în primul rând, experiența cetățeanului care intră în aceste comune. Deci, perioada intermediară, momentul analizei, o perioadă de respiro pentru unii, o perioadă de pregătire pentru alții, moment al adevărului, aici suntem, acesta este rezultatul muncii noastre, ne așteaptă o muncă care acum trebuie extinsă la nivel național și știu despre ce vorbesc, sunt vicepreședinte ales al USR, toate aceste lucruri contează, am muncit până acum, vom munci mai departe, vom scoate mai mulți parlamentari decât avem acum pentru a fi o voce puternică în Parlament și pentru a putea guverna cu greutate. Bun. E clar că în perioada asta au fost tot felul de discuții și negocieri. Așa se face în politică, ca să obții majorități. Ați ieșit împreună cu cei de la PNL și cu cei de la Pro-România pentru și ați anunțat o alianță la nivelul, nici nu știu, municipiului, județului, pentru majorități. Ce noutăți sunt de atunci până acum? Pentru că am văzut, ieri au fost depuse jurămintele la Roman, Piatra Neamț și Rosov, dacă vorbim de orașe, dar și în mai multe comune. În principiu nu sunt noutăți de la anunțul respectiv. Se pare că Pro-România este dispusă la dialog și este dispusă să accepte compromisurile la care a făcut apel USR, anume o reorganizare masivă a societăților aparținând companiei, aparținând primăriei Piatra Neamț, municipiului, da. Și spun acest lucru pentru că se pare că în următoarele zile vom avea o întâlnire unde dânșii și-au arătat disponibilitatea de a veni. Asta înseamnă pentru mine, în traducere personală, faptul că... Pro-România, ați spus. Pardon, PMP. Deci de asta mă miram. Da, da, da. Nu, Pro-România este partea discuției în mod constant, Pro-România și Liviu Harbuz. Vorbim acum de un alt actor politic care își dorește un dialog și o comunicare cu noi, anume PMP, domnul Gavrilescu, ceea ce înseamnă că mesajul nostru radical a avut un impact și sper eu să obținem alte rezultate în urma acestor discuții. Eu mi-aduc aminte de un proverb vechi românesc, că năravul din fire, cum era, la n-are lecuire sau ceva de genul ăsta. Dacă dumneavoastră îmi spuneți acum că ei acceptă reorganizarea societății. Reorganizare, noi am propus în campanie electorală și ne menținem aceste afirmații. Avem nevoie de o comasare a acestor societăți care aparțin de primăria municipiului Piatra Neamț. Modul în care se va face ea, această reformă, că va fi prin externalizarea serviciilor, prin desființarea unor firme, prin comasarea altora, este de văzut. Dar pentru noi a fost foarte important, iar eu aseară, în cadrul evenimentului de lansare, de constituire a Consiliului Local și a jurământului consilierilor locale și al primarului ales al municipiului Piatra Neamț, am fost foarte clar cu privire la care trebuie să fie misiunea noastră de reformă în municipiul Piatra Neamț și în județ. Dar piedica raportat la PMP s-a ivit în discuțiile cu privire la strategia pe Piatra Neamț, dar aseară am fost foarte clar. Fără sinecuri, fără forme, fără fond, cu un mesaj de îndemn pentru primarul ales să ia lumină și să ia exemplu de la primari pe care noi îi considerăm independenți din Ardeal, care fac notă discordantă cu partidul din care fac parte cu privire la reformele radicale pe care le fac pentru a putea să guverneze bine și pentru a sprijini mediul privat. Adică reducerea aparatului bugetarilor și o reformă a societăților pentru a putea să facem o bună guvernare, o bună administrație locală. Acest lucru va trebui să se întâmple și la Neamț, împreună cu partenerii noștri din aceste forțe pro-europene, iar dacă partidul respectiv va dori să vină alături de noi, va trebui să iasă public și să accepte aceste solicitări și să le admită ca fiind necesare pentru municipiu. Bun, acum eu mi-aduc la fel de bine aminte că
atunci eram și eu de față la conferința aceea de presă, pe lângă partea cu societățile, care era clar în programul USR transmis către populație, a mai existat o doleanță. Doleanța aceea, sau mă rog, o condiție, ba chiar o condiție, cum se spune, o expresă. Dragoș Chitic. Da. Fără. Fără Dragoș Chitic, este foarte corect. Aseară domnul Dragoș Chitic a depus jurământul la funcția de consilier local în municipiul Piatra Neamț. Va fi o problemă mai grea de gestionat. Și da, rămâne să vedem ce vor colegii de la PMP. Pentru că asta a fost o solicitare foarte, foarte clară din partea noastră. Deci, de asta vă spun, eu am spus cu năravul din fire, dar nu e vorba numai de nărav. Pentru că dacă lucrurile rămân în aceeași matcă, da, adică machiem un pic modul de organizare al societăților și le dăm o vopsea democratică cu puțin sclipici pe ea, și rămân aceleași lucruri în continuare, practic nu se face nimic. Nu se face nicio reformă și într-adevăr... Adică s-au dat niște funcții. Ce am spus trebuie să rămână. Dacă ei țin foarte mult la anumite persoane, atunci trebuie să-și asume că va fi foarte greu să facem o guvernare bună, locală, cu dumnealor. Pe de altă parte, este foarte important să se știe că niciodată USR nu va putea susține, de exemplu, un Consiliu Județean cu o conducere din partea PMP, care la nivel de Piatra Neamț nu a fost în stare să gestioneze niște responsabilități uriașe. Deci nu vom permite ca haosul din Piatra Neamț să se replice și la nivel de Consiliu Județean. Despre asta vorbim până la urmă. Da. Da, știți, chestia asta cu facem politică ca să ajungem să conducem, este ok, că de aia faci politică. Dar să faci politică, gen ce se întâmplă acum la Spitalul Județean Neamț, da? Iei un viceprimar, un fost primar care și-a trădat partidul, ce să o mai dăm cotită, a plecat de la PNL, la PSD și acum îi se răsplătește trădarea respectivă cu o sinecură la Spitalul Județean Neamț, tu fiind declarat incompatibil tocmai pentru că ai fost în Consiliul de Administrație la Spitalul din Roman, frizează absurdul. Frizează absurdul pentru că politicienii care l-au numit sunt absurzi. Majoritatea care se va constitui în Consiliul Județean va fi fără PSD și fără domnul Arsene, cel care l-a numit pe domnul Micu în această poziție. Nu este o poziție singulară. Aflu ieri din presă că și soțul doamnei Soroceanu, fost prefect angajată a Consiliului Județean, acum a fost numit director adjunct la complexul muzeal. Nu, el este director de marketing de 4 ani de zile. Așa am citit în presă, director adjunct. Asta înseamnă că au schimbat organigrama, probabil. Cel mai director... probabil, da. Trebuie să avem în vedere în județul Neamț că nu trebuie să găsim instituții pentru anumiți oameni și să nu creăm posturi pentru anumiți oameni. Adică înainte să facem Legoland, înainte să comasăm instituțiile, înainte să gândim un hub IT cu produse și servicii cu valoare adăugată pe care le pot crea petrenii, trebuie să ne punem la masă toate aceste forțe politice și să agreiem. Fapt, asta este agreat, că nu creiem și nu facem instituții pentru oameni. Invers. Avem instituția, o gândim, o analizăm, o curățăm, o ajutăm sau o desființăm dacă trebuie. Și după acest lucru găsim un om potrivit. Nu invers. Pentru că dacă facem invers, nu vom ajunge acolo unde Cluj este, nu vom ajunge acolo unde Oradea este, unde a venit un om și cu curaj a spus: tu pleacă, tu rămâi, tu pleacă, tu rămâi. Ați văzut Bolojan ieri. Da, despre asta vorbesc. El a găsit 170 parcă de angajați și a spus: dom'le, am găsit o direcție, cred că nu mai țin minte, în care ăia, direcția de
coordonare, arii protejate. Și ăia de 2 ani de zile nu mai avea obiectul muncii, că între timp s-a creat la nivel național o instituție, o instituție aparte. Și ăia stăteau acolo și n-au făcut o hârtie. Iar media salariului în Consiliul Județean, vorbim de Bihor aici, 1551 de euro, asta a raportat și la femei de serviciu, portari, adică o medie. O să spun două lucruri, domnul Brănescu. Primul lucru. Există primari în țară și oameni politici de la alte partide decât USR, de la care trebuie să luăm exemplu. Sunt în contact cu domnul Gheorghe Damian. Când o să se vindece de COVID și când nu o să mai fie focar de infecție la Ciugud, la Ciugud, mă voi duce împreună cu o delegație mare de consilieri locali, primari, viceprimari din zona Moldovei, să-l vizităm, să învățăm administrație publică locală de acolo. Este fost primar PSD. Nu contează. Om a performat, este bun, trebuie să învățăm. Și a fost expulzat din partid. Da. Ce este ciudat. Oameni ca el ar trebui să meargă mai departe și să ajungă miniștri. Să facă același lucru în executiv. Da. Pentru că comuna respectivă a ajuns la un potențial de dezvoltare și la un nivel de dezvoltare care este egal cu orice altă comună de top din orice țară europeană. 2. Ilie Bolojan, primar PNL, președinte de Consiliul Județean PNL. Respectele mele. Peneliștii din Moldova trebuie să aibă curajul să îl ia pe dumnealui de exemplu. Nu baroni locali din sudul Munteniei, din Oltenia, din Bucovina, din Banat. Avem nevoie să învățăm de la cei mai buni primari din țară și oameni politici, indiferent de partidul de la care vin. Dacă mă întrebați pe mine, și aici este al doilea comentariu, domnul Bolojan cred că ar avea un loc mai sus în ierarhia politică, nu doar președinte de Consiliul Județean. Eu l-aș susține pe dumnealui ca viitor premier al României din partea unui PNL cu care noi vom face guvernare. Haideți să nu mai investim în politicieni de carton, ci să-i premiem pe cei care au livrat la nivel local, național și cu ei să creăm o guvernare bună pentru România, nu doar pentru orașe, județe și localități. Da, am curajul să spun lucrul ăsta. Pentru că USR, noi susținem pe Dacian Cioloș din partea USR Plus, da. Pentru că noi credem că a fost cel mai bun prim-ministru al României. Da, am înțeles. În martie anul trecut, noi aici la Mesagerul am încercat ceva care nu prea ține de un ziar local. Am dus și am luat interviuri primarilor din Ardeal care performează și am luat un interviu și domnului Bolojan. S-a mirat el așa că au venit niște moldoveni la el să ia interviu, dar a acceptat și el ne-a spus așa. Deci, citez. Nu Oradea sau persoana lui Bolojan sunt niște modele. Există niște reguli de management pe care dacă le aplici la Botoșani, la Oradea, la Cluj, la Iași, la Istanbul, la Moscova, Berlin, ele dau rezultate. Nu trebuie să inventăm noi roata în management. Asta facem noi la Oradea. Ne ducem până acolo, vedem ce fac ăia, vedem cum fac oamenii ăia, în două zile dăm seama cum se face, venim, le aplicăm cu fermitate, nu cu jumătăți de măsură și unul ăla nu ne convine. Câteodată nu ne convine nici nouă, zice el. Da. Nici nouă nu ne convine că ne schimbă paradigma gândirii total. Da. Dar rezultatele se văd. Omul foarte clar și foarte la obiect. Am făcut un interviu și cu domnul Boc. Domnul Boc care spunea în mare aceleași lucruri, cu alte cuvinte. Deci nu este nicio mare filozofie. Unii au inventat ceva ce merge și tu de acolo poți să iei și să dezvolți, dacă ai creier și dorință și putere. De acord. Aceleași lucruri le-am urat și eu primarului ales din municipiul Piatra Neamț, consilierilor locali, iar mesajul raportat la ce a spus dumneavoastră a fost reiterat aseară foarte clar. Așteptăm discuții
pentru a încheia această negociere la nivel de Piatra Neamț și la nivel de județ și toate localitățile. Să reținem că a intrat în joc și PMP-ul, care probabil și-a dat seama că, acum eu sunt cinic aici, și-a dat seama că dacă nu vor participa niciun fel la discuții, vor pierde sinecurile locale în totalitate. Nu pot să speculez pe seama acestui lucru. Nu, a spus că eu sunt cinic. Nici n-am avut nicio întâlnire încă cu dumnealor. Cum vor solicita această întâlnire, ne vom întâlni în următoarele zile. Cam când credeți că se va face, știu eu, intrarea adevărată în funcțiune a consiliilor locale la județe, orașe? Adică după ziua de... Astăzi suntem în 29? 28? 29. În 29. Luni, 2 noiembrie, constituirea Consiliului Județean. Cel mai probabil, după 7-8 noiembrie, vom începe să avem și alegerea viceprimarilor și după aia vom intra în linie dreaptă pentru guvernare. Consiliile trebuie completate cu ceilalți. Acum se constituie, da. S-au constituit în marea parte a localităților. Cred că cel mai probabil vor fi multe constituiri de conducere în Consiliul Local cu alegerea viceprimarilor săptămâna viitoare. Cred că se vor amâna unele și peste două săptămâni. Deci în următoarele două săptămâni ar trebui să se așeze lucrurile în județul Neamț. Da, și să înceapă treaba, că acum este așa un fel de interimat în care nimeni nu face treabă. Haideți să trecem... Sperați în intrarea cu un viceprimar la Roman? Da. Deci asta da, este... Sper. Pentru că rezultatele ar fi pe acolo. Da. La Piatra Neamț, județ? La Piatra Neamț, dacă suntem trei partide, foarte probabil vom fi prezenți fie în Consiliul Local, fie în Consiliul Județean, viceprimar sau vicepreședinte. Dacă suntem patru, USR trebuie să aibă una dintre aceste poziții. Am înțeles. Haideți să facem pasul de la locale spre parlamentare. Sunteți cap de listă la Camera Deputaților și previzibil domnul Florin Zaharia este cap de listă la Senat. Vorbiți-ne un pic despre modul în care ați selectat candidații, pentru că eu mă bucur foarte tare, de exemplu, am văzut o doamnă care este extrem de activă, doamna David, dacă nu mă înșel, este și ea pe listă. Da. Cum ați selectat acești oameni? Pentru că alocarea a fost clar. Selecția s-a făcut în urma unor proiecte, iarăși lucruri de răudat. Și aici s-a întâmplat la fel. Noi nu numim candidații noștri pe liste, ci avem un proces intern de competiție și de premiere pentru competențe, merite, profesionalism, activitate politică. Și este o competiție cu vot secret, online, în urma unui, aș putea spune, interviu în fața colegilor din tot județul. Noi nu ne-am întâlnit fizic pentru a stabili această listă. Fiecare din cei 174 de delegați din cele aproape 60 de filiale ale USR Plus au primit un link pe adresa de e-mail, deci suntem foarte, foarte digitalizați și le mulțumesc pe această cale colegilor care au ajutat foarte mult în organizarea scrutinului electoral și aici mă refer în primul rând la colegul meu, Manuel Iacob, care a fost trup și suflet pentru această organizare a congresului, nu a congresului, a conferinței județene online și a acestui vot. Și da, la un asemenea vot, oameni care au intrat în partid acum două luni, ca colega noastră stabilită la Alexandru cel Bun, colega noastră Laura David, pot să intre pe locul 3 la Camera Deputaților, care este o poziție semi-eligibilă, pentru că au convins pe ceilalți colegi. Și poți să ai colegi care activează de 4 ani, care au ajuns pe locul 8 sau pe locul 9. Asta înseamnă o democrație internă reală. Nu oameni puși cu mâna, ci oameni care își câștigă dreptul și meritul lor de a fi cât mai în față dacă ei își doresc asta și dacă conving pe ceilalți colegi. De aceea mă bucur de acest tip de democrație. Da. Bineînțeles că la un moment dat, ca președinte de filială, știind cât a muncit un om, știind cât de meritos este și fiind frustrat
că nu a reușit să ajungă mai în față, te întreb dacă celelalte tipuri de democrație de la alte partide prin care președintele decide, având acces la o analiză mai profundă a profilului fiecărui om, nu ar fi o variantă mai bună, hibridă și pentru USR Plus. Încă nu am răspuns la acest lucru. Pentru că vedem și noi deficiențele acestui sistem. Că, pe de o parte, sunt oameni buni, meritoși, care au construit, dar care poate că nu au carismă în a convinge. Au ei mai puțin dreptul de a ajunge foarte sus în acest clasament? Nu. Trebuie ajutați? Da. Cum? Este foarte greu atunci când singurul instrument de definire a listei este un vot popular și nicio intervenție a niciunui lider, în mod direct. Da, este. Este un lucru la care trebuie gândit, pentru că la un moment dat vei avea nevoie de niște specialiști care nu sunt neapărat politicieni, dar ca să-i poți folosi, trebuie să-i aduci în Parlament. De acord. Iar lucrul ăsta, vedeți, ne-am făcut o fuziune cu Plus. Și spre deosebire de acum 4 ani, nu au mai ajuns așa zise personalități sau vedete pe listă, cum au fost, de exemplu, tehnocrații, colegii mei, care au venit în USR acum 4 ani și au adus un plus valoare. Și asta pentru că atunci când noi am stabilit fuziunea, s-a decis că pe data de 21 august se încheie fotografia participării și înscrierilor persoanelor cu drept de vot și participare la alegerile parlamentare, pentru a evita o situație umană, dar posibilă, cea de a aduce susținători și membrii care ar putea să susțină anumite persoane care poate că nu ar convinge în mod direct colegilor. Asta este o măsură protectivă. Pe de altă parte, această măsură de conservare a status quo-ului la momentul respectiv a făcut ca noi să nu putem, de fapt, aduce oameni foarte valoroși și ai pune în capul listei. 1. Că s-a înghețat fotografia la momentul 21 august. 2. Pentru că nu avem instrumente statutare să facem acest lucru. Puteai să intri în partid în USR sau în Plus până pe 21 august, să-ți convingi colegii, da, să intri în cursă, vedetă, nevedetă, și să ai șanse reale să câștigi. Dar asta mă face pe mine să cred că, 1. Ne-am maturizat în sensul că avem procese democratice interne care funcționează. 2. Că începem să creștem oameni pe care îi cunoaștem și nu apelăm disperat la vedete. Pentru că și acesta este un fel de șmechereală politică. Când nu ai oameni, să te folosești de imaginea și capitalul celor pe care și l-au creat până la momentul respectiv și să-i aduci, să-i pui în fața tuturor colegilor care au muncit pentru o cauză și au fost fideli partidului tău, cauzei tale, valorilor tale. Și de multe ori îi expui și unui ridicol, pentru că oamenii ridicol, aceia sunt vedete într-un domeniu care nu are de a face cu viața politică. Exact. Acum că s-au încheiat aceste liste, sunt bucuros, pentru că am evitat niște situații care i-ar fi jenat pe colegii care au muncit. Pe de altă parte, îmi dau seama, și asta este un apel la toate persoanele din județul Neamț care se văd în USR, colegi, avem 80 și ceva de UAT-uri. O să avem multe posturi de primar care trebuie să fie ocupate. Președinte de Consiliu Județean, parlamentari, secretari de stat, miniștri, veniți în USR acum sau în USR, sau în Plus, bineînțeles, în USR Plus, pentru a putea construi mai departe pentru următorii 4 ani. Pentru că un partid previzibil, și noi am fost primul partid de la Neamț care și-a anunțat lista la parlamentare, la fel cum am fost și primul partid de la Neamț care și-a arătat lista și a anunțat lista pentru alegerile locale, își face treaba din timp. Și din timp poate că nici nu înseamnă cum am făcut noi cu o lună înainte. Din timp înseamnă să știi cu un an înainte cine va fi primar în localitatea Tarcău, Grințieș, Ghindăoani, Crăcăoani, Dobreni. Trebuie să știi și să te pregătești să mergi la viitorul primar. Și omul ăla să-și asume acest rol. Acest lucru trebuie să se întâmple într-o societate și într-o democrație așezată. Noi încă nu suntem acolo. Noi suntem un bebeluș. Nu o spun peiorativ, o spun cu
cu iubire și bunătate față de țara mea și față de ultimii 30 de ani. Dar față de democrații care n-au avut niciun război în ultimii 30 de ani și sunt solide și consolidate, de exemplu cum este Suedia, 30 de ani față de 200 de ani înseamnă începuturile timpului democrației și trebuie să fim puțin toleranți cu noi. Să nu fim prea duri în sensul de a avea așteptări pe care le putem construi cu consecvență pe un timp îndelungat și fără întreruperi care să disturbe ordinea naturală a unei democrații. De asta vin în fața dumneavoastră cu un apel, în primul rând, la înțelegere față de noi, că aici suntem ca o democrație tânără, dar și ca un apel. Veniți alături de USR Plus, pentru că trebuie să construim constant. Peste 4 ani vom avea, vă dați seama, 4 tururi de alegeri în același an, locale, parlamentare, europarlamentare, prezidențiale. Da, va fi un an. Avem nevoie de resursă umană și dacă mă întrebă cine, dacă dumneavoastră mă întrebați acum, domnule Bulai, ce vă lipsește cel mai mult în partidul dumneavoastră? Oameni care vor, pot, își doresc, au capacitatea să acceadă în funcții publice și să performeze cât mai mulți. Avem deja unii, pregătim alții, invităm unii noi activ, dar dacă mă întrebați, da, trebuie să creștem o bază mare de resursă umană în USR Plus pentru a putea guverna bine regional și după aia național. Haideți să discutăm un pic și despre liniile mari ale programului pe care îl propuneți în parlamentare. USR Plus deja și-a cam lansat direcțiile de acțiune pentru parlamentare. Haideți să începem cu cele mai importante. Ce este cel mai important pentru USR Plus în aceste alegeri? În aceste alegeri, cel mai important pentru USR Plus este o măsură menită să aducă în mod rapid și cu un impact major mai multă bunăstare în casa fiecărui român care lucrează pe salariul minim pe economie. Și aici o să vă spun foarte concret, zero taxe pe salariul minim pe economie. Asta înseamnă ca tu să primești în mână toți banii care ți se cuvin. Pentru că dacă noi băgăm mai mulți bani în consum, asta se va converti, se va traduce în mai mulți bani în fiecare gospodărie, în mai multe investiții. Ne va ajuta economic, vom scoate mai mult din sărăcie o pătură care acum trăiește cu 1300, 1400, 1500 de lei dacă are și bunuri de masă, de exemplu, angajatul respectiv. Este foarte, foarte, foarte puțin pentru România. Aceasta este o măsură necesară pe termen scurt și, în opinia mea, va trebui să o folosim pentru o perioadă limitată pentru a pompa în mod natural, fără împrumuturi, mai mulți bani în fiecare gospodărie și în microeconomie. De unde mai mulți bani? Păi de asta zic, mai mulți bani în sensul că nu vom percepe taxe și impozite. Bun, de unde va da? Deci nu se vor percepe taxe și impozite. Asta înseamnă minim la buget. Asta înseamnă o colectare mai mare în instituții care acum funcționează la capacitate redusă. Dar dacă m-ați întrebat care este prima prioritate, este ca acești bani să nu mai fie colectați, să rămână pentru o anumită perioadă în buzunarul celor care câștigă un salariu minim pe economie pentru a avea mai mulți bani de consum și pentru a-i circula în... Este clar că lucrul acesta este cu atât mai important și în perioada asta în care avem nenorocirea care ne înconjoară pe toți și oamenii au deja lipsuri mai mari pentru că sunt societăți care nu mai funcționează cum trebuie. Să fim bineînțeleși, această măsură nu poate fi implementată pe termen mediu și lung. Trebuie să fie o măsură temporară. Deci, temporală. Trebuie să aibă o limită de timp pentru a ajuta pe o perioadă definită de timp. 4 ani, 6 ani, 7 ani, 3 ani. Pentru că la un moment dat va trebui să reversăm, dar până când redresăm celelalte sectoare ale economiei, trebuie să ajutăm fiecare om să trăiască mai bine și cu mai multă demnitate cu banii pe care îi câștigă el în mână de la angajatorul lui. Și trebuie să, probabil după aceea, trebuie gândit un plan tot așa, pe termen scurt, pentru angajatori. Pentru că toată greutatea în momentul acesta
este pe acești angajatori. Și dacă ne uităm și facem comparație și discutăm de atâta timp între salariile din administrația publică locală și salariile din mediul privat, și eu vorbesc nu de cel care este extrem de performant, multinaționale, etc., vorbesc de mici antreprenori, care sunt sufocați și știți și dumneavoastră lucrul acesta. De acord. S-a făcut o creștere de salarii nejustificată și fără o acoperire reală. Noi facem împrumuturi pentru a acoperi aceste creșteri salariale pe care nu le putem acoperi din bugetul de stat. Va trebui redresată această situație, cum încă nu discutăm astăzi. De asemenea, în fața dumneavoastră, sunt omul care mi-asum să spun că în momentul de față nu cred că ne putem permite o creștere a pensiilor și a alocațiilor. Pentru că nu avem de unde în momentul de față. Nu avem de unde pentru că nu se dorește tăierea pensiilor speciale. Dacă am dori să tăiem pensiile speciale, am putea vorbi de o posibilă reconversie a acestor sume din pensii speciale în pensiile câștigate de drept pe care le-am putea mări. Dar în momentul de față, la cum arată bugetul, este imposibil să nu tai pensii speciale, ceea ce USR Plus vrea și a spus asta de la începutul mandatului, și să crești pensiile. Acest lucru, în momentul de față, nu este posibil. Dacă ceea ce propune Bolojan, dau un exemplu, da, s-ar multiplica la nivel de țară și am reduce numărul funcționarilor care nu fac nimic. Eu nu vorbesc de aia care lucrează. Eu cunosc funcționari care lucrează și fac treabă. Deci dacă reduci numai cu 30% numărul funcționarilor respectivi, automat cred că am putea discuta și despre niște sume care ar putea fi alocate către asistența socială. De acord. Eu am văzut, o să vă spun un lucru. Am văzut un partid, partidul istoric al familiei mele, care propune acum ghișeu.ro prin județ. Cu tot respectul, dar câte primării are partidul respectiv și nu au niciuna, cu excepția primăriilor Roman, Piatra, Neamț, ghișeu.ro implementat? Să răspundă partidul respectiv. Deci da, dacă se poate în Ardeal, se poate și în Moldova. Dar haideți să nu avem doar sloganuri pe anumite banere electorale, ci să le face și politici publice. Aici este problema. Suntem la putere. Aici e problema. Că nu mergi în Parlament să faci ghișeu.ro la Tămășeni și la Cordun și la Ghereiești și la Pângăraț și la nu știu unde. O face primarul care este acolo de 5 ani, de 4 ani, de 10 ani și lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Bun. Deci va trebui să împingem aceste reforme. Haideți să vedem. Cu partenerii noștri, pentru că noi nu avem oameni acolo. Lucrul ăsta va trebui discutat. Haideți să împingem în direcția aceasta. Adică lucrurile astea trebuie discutate toate și să existe voință politică. Eu m-am săturat numai de discuții, slogane și, domne, am ajuns la putere, de acum mai vedem noi peste 3 ani când ne întâlnim din nou în alte discuții. Și dacă depășim acest prag și se discută cinstit și clar, așa cum discutăm noi acum aici, și se și face ceva după aceea, da, avem speranțe. Săboan Tazlău nu a implementat ghișeu.ro. Săboan, cea mai mare comună din județul Neamț. Tazlău poate cea mai frumoasă. O să aibă implementat. Pentru că personal mă voi ocupa ca acest lucru să se întâmple. Și sunt și doi oameni inteligenți absolut, acolo. Absolut, dar atât Florin cât și Ionuț sunt colegii noștri cu care suntem în contact personal și vom avea obiective pe termen scurt, mediu și lung. Dar nu mai scriem pe pereți ce vrem să facem noi la nivel local pentru cursa la parlamentare. Mai ales când alte partide ar fi putut să facă acest lucru. Bun. Alte măsuri pe care le preconizați să le anunțați în campanie ca parte a programului? Ca parte a fondurilor de recuperare și reziliență. Așa se numește pachetul de ajutor din partea Uniunii Europene pentru redresarea economiilor naționale în țările membre. USR Plus, chiar astăzi la ora 10, va veni cu un pachet de 40 de propuneri de guvernare națională. Iar ce este foarte relevant pentru noi este că noi vrem să alocăm din acest pachet, care este menit
pentru sprijinul țărilor membre în perioadă de criză sanitară și pandemie, vrem să alocăm 1 miliard de euro pentru construcția infrastructurii sanitare din toată țara. Banii aceștia vor veni în România. Îi vom avea. Noi vom fi la guvernare. Va trebui să ne asigurăm că aceste spitale regionale sau local județene să fie construite. Vom avea acești bani în gestiunea noastră. Acum, USR Plus nu se poate replica peste tot în țară, mai ales la nivelul de câștigare alegerilor pe care l-am avut în momentul de față. Vor trebui actori locali care vor trebui să, non-USR probabil, ceilalți parteneri de guvernare care au mai multe resurse umane extinse în toată țara, să înțeleagă că aceasta este o prioritate zero a României. Spitale și autostrăzi. Ieri am primit o veste bună, de fapt alaltă ieri, că am primit fonduri europene pentru centura Bacăului. Trebuie să investim și în programul nostru de guvernare, autostrăzile Moldovei sunt o prioritate și eu sper foarte mult ca colegul meu Cătălin Drulă, care este lider de grup acum din partea USR, să ajungă viitorul ministru al transporturilor în guvernarea USR plus PNL, iar el va face o prioritate din autostrăzile Moldovei. Aceste lucruri sunt foarte importante. Am spus astea trei lucruri. Zero taxe și impozite pe salariul minim pe economie. 1 miliard de euro care vin din Fondul de Recuperare și Reziliență din partea Uniunii Europene în perioada post-criză sanitară COVID. Autostrăzile Moldovei. Voi începe cu acestea, voi continua în alte emisiuni, cu alte priorități. Dar nu populisme de bani dați indivizilor, dar bani pe care nu îi avem. Pentru că nu îi avem. Da, toți vrem bunăstare. Dar noi credem că o bunăstare vine mai degrabă cu o autostradă care creează posibilitatea investițiilor, locurilor de muncă. Da, vrem sănătate. Da, actuala guvernare a avut 4 ani la dispoziție și un buget uriaș, generos, și fonduri europene să investească. Nu a făcut. Avem 0 spitale regionale. Noi vom avea acești bani, va trebui să investim. Haideți să facem o precizare. Actuala guvernare n-a... Pardon, nu actuala guvernare. Mă scuzați. Fosta guvernare. Guvernarea Dăncilă, Grindeanu, exact. Tudose. Deci au avut, da. Au avut, da, posibilitatea... Nu, sunt, pur și simplu am greșit. Nu, trebuie să facem această precizare ca absolut. Să nu fie lumea bulversată. Da. Eu ce să vă spun? Vă doresc baftă și succes în campanie. Cu drag. Sâmbătă la ora 11. Știu, la acum vroiam să ating subiectul. Muzeul colectivizării. Da, muzeu. Eu voiam să vă invit la constituirea Consiliului Local și la jurământ la Săbăoani, dar vă aștept cu drag și la Muzeul Colectivizării. O inițiativă privată, făcută cu... Inițiativa dumneavoastră. Inițiativa mea, da, și a unor prieteni și colegi. Făcută într-o gospodărie care a aparținut familiei mele, străbunicilor și bunicului meu, care reprezintă o gospodărie istorică care arată dezvoltarea antreprenoriatului rural în ultima 100 de ani, conservată perfect, în care eu am investit pentru a duce la nivelul la care este acum și unde am obținut 4 finanțări pentru 3 camere care vor fi lansate miercurea viitoare la ora 16 în Tămășeni Neamț. Da. Să spunem despre ce este vorba. Un muzeu al colectivizării, adică să nu înțeleagă cineva că e vorba de un omagiu adus colectivizării. Un muzeu al opresiunii colectivizării și al victimelor colectivizării. Nu un memorial însă. Un muzeu care arată fenomenul în sine, continuarea lui, dar și o reflecție social-antropologică. Ce repercursiuni a avut acest fenomen față de România? Cum simțim acest fenomen în momentul de față? Și cu ce sechele am rămas și ce am putea să facem pentru a putea să eliminăm fie din traumele colective, fie din semnele vizibile care vin în urma implementării colectivizării? Lipsa grijii față de spațiu public. Un anumit haos în agricultură și retrocedări. Exonerarea de responsabilitate privată, lipsa antreprenoriatului sătesc, diferența de dezvoltare între mediul rural din România versus mediul urban din România, 1. 2. De ce arată ruralul nostru
mult mai subdezvoltat față de ruralul din vest, când urbanul nostru plus minus ar arăta cât de cât, cât de cât local, parțial, punctual, ca urbanul din vest. La aceste întrebări va trebui să răspundă acest muzeu atunci când el va fi complet. Acum lansez 3 camere cu sprijin din partea FCN, Administrația Fondului Culturii Naționale, Cultural Național, încă 3 fundații germane, Friedrich Naumann, Konrad Adenauer și Hans Seidel, care susțin acest proiect. Sper să primesc și alte fonduri norvegene pentru care am aplicat. Și sper ca într-un an și jumătate să terminăm tot muzeul, care va fi un punct de referință pentru elevi, pentru studenți, chiar și pentru persoane cu mai multă experiență în viață, pentru a înțelege mai bine cât de nocivă a fost această forțare la o colaborare neeficientă prin cooperativizarea agriculturii. Da, inițiativa, noi tocmai ne pregăteam să stabilim programul, să ajungem și noi acolo. Sper să ajungem și noastră personal. Eu vin cu plăcere pentru că este vorba de meseria mea, într-un fel, ca să spun așa, cu mare drag. Domnul Iulian Bulai, mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă așteptăm în continuare, dacă mai aveți un anunț de făcut. Spuneați de Săbăoani. Deci va fi când? Sâmbătă la ora 11 vă invităm la constituirea Consiliului Local la Săbăoani și la jurământul colegilor noștri de acolo. Vom încerca să ajungem și acolo. Vă mulțumim, vă dorim baftă și pe parcursul campaniei electorale sper să ne mai întâlnim, să discutăm punctual programul, să vedem oamenii pe care îi propuneți, să vedem în ce măsură USR își va câștiga în aceste alegeri locul în viitoarea guvernare de 4 ani. Vă mulțumesc, revin cu drag aici. Cu dată stima. Oameni buni, ne oprim aici. Profitați și de timpul frumos de afară, dar aveți grijă, protejați-vă. Ați văzut ieri dezastru în Neamț, 180 de cazuri confirmate, câte ori fi neconfirmate. Ați văzut, s-au schimbat regulile, crește rolul medicilor de familie. Asta nu înseamnă însă că există reglementări mai bune, mai clare. Singurul lucru care vă protejează este să aveți dumneavoastră grijă de fiecare din cei de dumneavoastră și de cei din jurul dumneavoastră. La revedere!